Agenția Națională de Administrare Fiscală poate să pună poprire pe conturi prin sistemul electronic. Astfel este asigurată o comunicare rapidă și eficientă a actelor de executare, iar românii vor fi înștiințați cu privire la verificarea bunurilor. Anafa a început poprirea pe conturi, astfel instituția fiscală a subliniat că atunci când debitorul nu își îndeplinește voluntar obligațiile fiscale datorate, autoritatea fiscală competentă inițiază măsuri de executare silită pentru achitarea acestora. Popririle vor fi instituite de fisc asupra unui singur cont bancar, urmând ca întregul proces să fie electronic și să dureze cel mult câteva ore, fără a mai afecta inutil activitatea companiilor. De asemenea ANAF informează că s-au instituit peste 1000 de popriri asupra sumelor datorate de debitori către terți, înregistrând o creștere de 4,70% în comparație cu prima jumătate a anului 2022. În urma popririlor, conturile bancare vor fi deblocate în câteva ore de la momentul în care s-a constatat că a fost acoperită obligația restantă.